Anul este 33 după Hristos, în o noapte înainte ca Isus să fie ucis. El se roagă în grădina Ghețemani, când deodată apare un fulger albastru. O echipă de asasini din 2022 a călătorit cu succes în timp până în anul 33. Misiunea lor este de a-L ucide pe Isus și de a preveni învierea Lui, astfel încât creștinismul să poată fi distrus înainte de a se naște. Asasinii încep să-L caute pe Isus și discipolii Lui, care au adormit cu toții. Chiar atunci, o mulțime mare înarmată cu săbii și bâte vine să-L aresteze pe Isus și să-L răstignească. Totuși, asasinii, care au sosit pentru a schimba istoria, îi întrerup rapid. Ei încep să împuște pe toată lumea la vedere și nu lasă pe nimeni în viață, în afară de Isus. După un timp, îl găsesc întins la pământ cu mai multe răni de gloanțe. Unul dintre soldați îi spune lui Isus că, dacă este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, ar fi trebuit să poată opri gloanțele. Cu toate acestea, Isus răspunde că acest timp a sosit deja. Soldatul apasă apoi pe trăgaci și îl ucide pe Fiul lui Dumnezeu. Apoi, l-au pus într-un sac și, cu ajutorul unui dispozitiv asemănător unui ceas care călătorește în timp, revin în prezent. Între timp, un grup de oameni de știință sunt martori la ceea ce tocmai s-a întâmplat. Ei își dau seama că trebuie să călătorească rapid înapoi în timp pentru a anula totul, deoarece realitatea lor s-ar putea schimba în curând într-una nouă, pe măsură ce trecutul a fost modificat. Au sosit cu doar câteva clipe înainte ca asasinii să-L termine pe Isus și pe ucenicii Lui. Acum ei trebuie să se întoarcă rapid în prezent înainte ca timpul să se rescrie, deoarece linia temporală actuală poate fi depășită de una nouă de la moartea lui Isus. Cu toate acestea, când unul dintre ei se întoarce cu succes înapoi în prezent, el este capturat imediat de grupul de asasini. Dar în curând, realitatea începe să se schimbe. Clădirea începe să se transforme într-un pustiu apocaliptic. În această cronologie, este clar că oamenii au dispărut. În curând, creaturi subterane încep să se ridice și să se hrănească cu el, ucigând ultimul om rămas pe pământ. Apoi, ecranul devine negru. După aceasta, filmul revine cu câteva luni înainte ca totul să se întâmple. Ne este prezentat unul dintre ticăloșii care îl va ucide pe Isus. Numele lui este Brand, un fost ofițer militar. Acum, el este încă un creștin devotat care crede în Hristos. Cu toate acestea, totul este pe cale să se schimbe. Într-o zi aparent frumoasă, iese cu soția și copiii lui. Se pare că Brand a fost angajat ca șef al securității pentru o companie top secret, așa că pleacă într-un alt stat. Din păcate, familia face un accident de mașină îngrozitor, iar soția și copilul mor. Brand țipă îngrozit în timp ce își vede întreaga familie arzând în mașină. Din cauza asta, Brand s-a transformat acum într-un om care urăște viața și pe Dumnezeu. Îl acuză pe Dumnezeu că nu i-a salvat familia. În acest moment, fostul militant pune la îndoială și existența divinității. După aceasta, îl întâlnim pe un tânăr și aspirant om de știință, Rem Goldstein. O întâlnește pe Emily, una dintre colegele de clasă, pentru prima dată la un test de fizică. Din acel moment încep să dezvolte sentimente romantice unul față de celălalt. Filmul trece apoi la 3 luni în viitor și întâlnim un grup de tineri oameni de știință conduși de Rem. Sunt absolvenți ingenioși, inclusiv Felix, Simon și Amy, care lucrează la un proiect și implică transferul de materie pentru o companie globală nespecificată, condusă de un miliardar arab bine îmbrăcat și lumesc, pe nume Ahmed. Și după cum se dovedește, Brand este șeful de securitate al companiei lui Ahmed. Într-un laborator, tinerii oameni de știință lucrează mult la proiectul lor de transfer de materie. Când Rem testează unul dintre algoritmii săi, echipa aruncă în aer locul din greșeală. Acest lucru îl face pe Ahmed să coboare și să-și verifice oamenii de știință. Dar ceea ce echipa nu știe este că au reușit să miște scaunul pe care Rem l-a folosit pentru a-și testa algoritmul de transfer al materiei. Această descoperire le permite să intre în echipa top a lui Ahmed. Miliardarul le promite un bonus frumos în schimbul creării unui dispozitiv de transport de materie. Între timp, apare un flashback în care aflăm că părinții lui Ahmed au făcut odată parte dintr-un grup extremist. Dar din cauza anumitor evenimente, ei au fost nevoiți să se convertească la creștinism. Și din cauza acestei schimbări, ei au fost uciși de către grupul extremist, pe motiv că și-au trădat propria credință. De atunci, Ahmed, care este încă loial grupului extremist, îl acuză pe Isus Hristos și creștinismul pentru moartea părinților săi. El vrea să-și pună oamenii de știință să lucreze la o mașină a timpului, astfel încât să se poată întoarce în timp până în anul 33 și să-L ucidă pe Isus pentru a-L discredita ca Mesia, ștergând în cele din urmă creștinismul. El crede că zeul său este singurul Dumnezeu adevărat și, folosind călătoria în timp, el poate să se întoarcă și să îndrepte greșelile lumii ucigându-le pe Hristos înainte de răstignirea și învierea sa. Între timp, Rem și Amy continuă să lucreze, deoarece sunt monitorizați 24/7 de oamenii lui Ahmed. Ei decid să iau pauză pentru un timp și să se strecoare în camera serverului, unde nu sunt supravegheați. Cuplul se distrează, dar sunt întrerupți de un sunet static ciudat. Când Rem verifică unul dintre servere, află că Ahmed lucrează în secret cu un grup de teroriști. Mai departe, află că teroristul pentru care lucrează șeful lor este hotărât să provoace al 3-lea război mondial, prin tehnologia de transfer de materie cu bombe și arme transferate dintr-un loc în altul. În ciuda faptului că a aflat acest lucru, el este forțat să continue misiunea. Și după câteva încercări și erori, Rem reușește în sfârșit să transfere materie și creează accidental prima mașinărie din lume.
Oamenii lui Ahmed văd prin supraveghere că Rem nu numai că a găsit secretul transferului de materie, dar a descoperit și secretul călătoriei în timp. Cu toate acestea, din moment ce Rem știe că Ahmed face ceva rău, el încearcă să ștergă toate fișierele înainte de a ajunge la mâna greșită. Destul de curând, Ahmed și oamenii lui intră în laborator și îl prind pe Rem. Apoi, miliardarul viclean își dezvăluie planurile de a trimite o echipă, condusă de Brent, înapoi la Ierusalim, unde îl vor asasina pe Iisus Hristos și discipolii săi, asigurându-se astfel că religia creștină nu se va realiza niciodată. Dar problema este că Ram nu i-a dat codul computerului care ascunde secretul călătoriei în timp. Așadar, Ahmed îi pune pe oamenii săi să-l tortureze, să-l pună într-un sac și să-l închidă într-un depozit. După un timp, bătăușii abuzează fizic pe Rem și îl îndeamnă să împărtășească codul mașinii timpului. Pentru a înrăutăți lucrurile, Ahmed ajunge la fața locului și îi ține ostatici pe părinții lui Rem. În ciuda acestui fapt, tânărul om de știință încă refuză să împărtășească codul, așa că extremiștii ucid părinții. Între timp, Emi și ceilalți sunt îngrijorați că Rem ar putea avea probleme, deoarece nu răspunde la telefon. Tocmai atunci, grupul este abordat de angajatorul lor, Ahmed, care le spune că au fost scoși din echipă și nu vor mai fi nevoiți să lucreze, deci fiecare dintre ei va fi compensat conform promisiunii. Singura chestie este că nu pot lua vorbi cu nimeni din afara muncilor în acest moment. Când Emil întreabă despre Rem, Ahmed minte că este pe mâini bune, de fapt, lucrează la un proiect militar american de top. În laborator, Ahmed amenință că o torturează pe Emi și pe toți prietenii săi și atunci tânărul om de știință cedează în cele din urmă și acceptă să construiască mașina timpului. Și de îndată ce este terminată, Ahmed îl pune pe unul dintre oamenii săi să o testeze. După cum era de așteptat, mașina timpului funcționează, iar bărbatul este teleportat dintr-un loc în altul. Jucând cu ora lui Brand față de Dumnezeu, Ahmed îl folosește pe el și pe mâna sa dreaptă, Saber, pentru a-și aduna echipa de luptă și pentru a călători înapoi în timp pentru a îndeplini misiunea supremă și adevărată, de a-l ucide pe Iisus și discipolii săi înainte de învierea sa. În mod surprinzător, Brand este complet dezamăgit de această schemă nebună și adună rapid o echipă de asasini pentru a sari în mașina timpului. Între timp, Emi și ceilalți se strecoară într-o cameră de supraveghere și în cele din urmă îl observă pe Ram, care este legat de frânghe în depozit. Îl salvează și află despre planul lui Ahmed. Pe de altă parte, Brand și echipa s-au aterizat cu succes în trecut în timpul stabilit, adică 33 după Hristos, și au început să-l caute. După ce i-a ucis toți discipolii, Brand îl împușcă pe Hristos în cap. Apoi îi cere oamenilor să-i să-l pună pe Iisus într-un sac și se întorc în prezent. Între timp, Rem împreună cu echipa sa sunt martori la ceea ce tocmai s-a întâmplat de la CCTV. Rem începe să explice că realitatea lor se va schimba în curând într-una diferită, pe măsură ce trecutul a fost modificat. Cu toate acestea, poate dura ceva timp pentru aceasta, în funcție de cât de departe a fost modificat în timp. Ar putea dura minute sau chiar ore. Auzind acest lucru, echipa călătorește imediat înapoi în timp în încercarea de a-l opri pe Brand, dar este prea târziu. Au sosit cu doar câteva clipe înainte ca asasinii să-l termine pe Iisus și pe ucenicii lui. Acum ei trebuie să se întoarcă în prezent înainte ca timpul să se rescrie, deoarece linia temporală actuală va fi depășită de una nouă de la moartea lui Iisus. Rem și Emi decid să meargă primii, iar în cazul în care sunt uciși, Simon și Felix sunt ultima lor speranță de a-l opri pe Ahmed și misiunea lui nebună. În scena următoare, Rem și Emi ajung cu o oră mai devreme în prezent, adică chiar înainte ca părinții lui Rem să fie uciși. Asta înseamnă că există încă cele două versiuni ale oamenilor de știință în această cronologie, împreună cu Brent și asasinii săi. Din păcate, ei sunt în curând văzuți și urmăriți de oamenii lui Ahmed. Perechea se închide într-un laborator, unde sunt în cele din urmă încolțiți. Cu toate acestea, Emi reușește să-și avertizeze cel de-al doilea sine din cronologia actuală prin intermediul camerei. Ea explică prin limbajul semnelor că oamenii lui Ahmed s-au întors să-l ucidă pe Iisus și că trebuie să-l salveze pe Rem, care se află în depozit. La scurt timp după aceea, perechea este ucisă. În altă parte, Felix și Simon sunt încă în anul 33. După ce i-au așteptat pe Rem și pe Emi, acum morți, perechea decide să se întoarcă. Folosindu-și aparatele de timp, Felix călătorește cu succes în prezent, în timp ce Simon are aparatul rupt și rămâne blocat în acea cronologie. Din păcate, când Felix ajunge în prezent, îl găsește pe Ahmed și oamenii săi așteptând în mașina timpului. În acest moment, Ahmed a reușit să creeze o lume fără creștini ucigându-le pe Iisus, însă realitatea lor se transformă în curând într-un pustiu apocaliptic. Acest lucru se datorează faptului că el și-a creat o existență fără iertare. Încet, această versiune a lui Felix moare în pustietate. Asta înseamnă că primele versiuni ale oamenilor de știință au murit cu toții, cu excepția lui Simon. Între timp, a doua versiune a oamenilor de știință urmărește filmările și se grăbesc rapid să-l salveze pe Rem din depozit. Apoi merg la laborator și se întorc în timp și mai departe, creând astfel bucle de timp în bucle de timp. Călătoresc înapoi în timp, cu doar 10 minute înainte ca Brent și oamenii săi să sosească în anul 33. Izbucnește un incendiu care îl ucide atât pe Felix, cât și pe Simon. Doar Rem și Emi reușesc să iasă în viață din echipa lor, în timp ce Brent și Saber scapă.
Cu toate acestea, Amy este grav rănită. Fiind creștină devotată, ea vrea ca Rem să meargă după Brent și Saber și să-i oprească să-l ucidă pe Isus. Rem nu vrea să o lase, dar când ea insistă, el acceptă. Apoi își dă jos hainele și o bandajează pe Amy pentru a opri sângerarea. După un timp, Rem îl zărește pe Saber și îl urmărește. Între timp, prima versiune a lui Simon este încă în viață în această cronologie, deoarece a rămas blocat acolo pentru că aparatul său aparent sars. În mod surprinzător, ajunge să-l întâlnească pe Isus și reacționează cu toată uimirea și mirarea de a se întâlni față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Simon încearcă să-l convingă pe Isus să nu treacă prin înviere pentru că a văzut filmul Patimile lui Hristos. Cu toate acestea, Isus insistă că trebuie să treacă prin asta, explicând că este singura cale pe care o poate lua. În curând, Isus este capturat de mulțime pentru a fi răstignit. Mai târziu, Rem se întâlnește cu Isus și cu răpitorii săi. Cu toate acestea, când încearcă să inițieze o conversație, un centurion roman încearcă să-l asalteze. Din fericire, reușește să scape și se întoarce la Amy pe moarte. Și spre groaza tuturor, el își dă seama că aparatul lui și cei ai lui Amy au fost dezactivați de oamenii lui Ahmed în prezent. Din această cauză, acum nu au cum să se întoarcă acasă. În dimineața următoare, Brent și Saber se deghizează în localnici și cercetează satul după Isus. Dar nimic nu merge așa cum a fost planificat când Saber fură o roșie de la un vânzător local și o mănâncă fără să plătească un ban. Se pare că aceasta este o crimă gravă în această cronologie, așa că gardienii locali sunt chemați să-i aresteze. Cu toate acestea, Saber se luptă și împușcă unul dintre gardieni. Acest lucru provoacă haos, dar în cele din urmă, paznicii reușesc să-i depășească numeric pe cei doi și să-i ia la răstignire. În timpul luptei, Saber își pierde aparatul și este luat de o femeie. În scena următoare, Isus este luat și el pentru răstignire. El este forțat să-și poarte propria cruce în timp ce este biciuit de gardian. Văzând asta, Simon îi cere lui Isus să scape, dar Fiul lui Dumnezeu este hotărât să-și îndeplinească datoria de a salva omenirea. Simon îl ajută apoi pe Isus să se ridice și să ducă crucea. La câteva momente după terminarea procedurii, Rem sosește cu Amy pe moarte, care dorește să-și vadă Dumnezeul în persoană. El îl roagă pe Isus, acum răstignit, să-i salveze iubita dacă el este într-adevăr Dumnezeul care pretinde el însuși că este. Cu toate acestea, Hristos susține că Amy poate fi salvată doar iertându-le pe Brent. De asemenea, vedem că criminalii răstigniți alături de Isus sunt de fapt Saber și Brent, unde acesta din urmă îi cere iertarea lui Isus. Între timp, realizând că Isus nu va face niciun miracol pentru a-i salva iubita, Rem merge prin sat pentru ajutor. Apoi îl întâlnește în sfârșit pe Simon și îi spune despre situația lor. În altă parte, cu Brent și Saber în afara contactului, Ahmed decide să călătorească înapoi în timp și ajunge la mormântul lui Isus recent răstignit. El crede că discipolii lui Isus îi vor fura trupul mort în curând, pentru a face să pară că Dumnezeu a înviat. Prin urmare, el plănuiește să le țină o ambuscadă pentru a nu fura cadavrul și, în cele din urmă, să prevină răspândirea creștinismului. Brusc, are loc un cutremur masiv și în acel moment de panică. El își activează dispozitivul de călătorie în timp, ceea ce îl face pe el și pe trupul lui Isus să dispară din mormânt. Între timp, Amy confundă cutremurul cu învierea lui Dumnezeu. Când Rem și Simon merg la mormânt să verifice, ei nu găsesc trupul lui Isus. Și văzând toate bețișoarele strălucitoare întinse în jur, ei deduc că Ahmed este responsabil pentru asta. Chiar atunci, doi dintre discipolii lui Isus sosesc pentru a verifica corpul lui și pentru a afla că acesta a dispărut. Dar înainte de a putea raporta altora, Rem și Simon susțin că Isus a înviat. Cei doi ucenici îi confundă pe băieți cu îngeri și imediat îi cred. Prin urmare, totul în scriptură se întâmplă așa cum este, dar nu așa cum ne așteptam să fie. Apoi se întorc și descoperă că Amy a murit. Asta înseamnă că și această versiune cronologică a lui Amy este moartă. În timp ce sunt îndurerați pentru moartea ei, Rem și Simon sunt abordați de aceeași femeie care a ridicat mai devreme aparatul lui Saber. Cu asta, cei doi decid să se întoarcă în timp, chiar înainte ca părinții lui Rem să fie uciși. În acea cronologie, toate personajele sunt încă în viață. Călătoresc înapoi, dar din moment ce oamenii lui Ahmed îi așteptau, Simon este rănit prin împușcătură. În ciuda acestui fapt, băieții reușesc să-i omoare pe toți bărbații. După asta, Rem îi cere lui Simon să execute programul implicit care va elimina toate buclele de timp, cu excepția celei originale, și să distrugă hard discul computerului imediat ce este gata. Apoi pleacă să-și salveze părinții. După ce Rem pleacă, sosește Ahmed din cronologia anterioară și îl ucide pe Simon, dar acesta din urmă a distrus deja hard discul și a executat programul implicit. Între timp, Rem își salvează părinții și îl urmărește pe Ahmed din această cronologie. La biroul miliardarului, el îl găsește pe Brent și aproape îl împușcă pentru că a ucis-o pe Amy în cronologia anterioară. Dar în cele din urmă își dă seama că aceasta nu este versiunea lui Brent care a făcut fapta. Rem acceptă în cele din urmă sfatul lui Isus și învață puterea iertării, refuzând să se răzbune și să omoare această versiune a lui Brent. Chiar atunci, Saber împreună cu alți bărbați sosesc la fața locului cu Amy ca o statică. El îl amenință pe Rem să-i dea codul pentru a activa dispozitivul de călătorie în timp, altfel Amy va fi ucisă. Dar în loc să dezvăluie codul, Rem menționează că l-a iertat pe Brent și cere să fie eroul.
Din fericire, în această versiune a cronologiei, Brent nu s-a transformat încă într-un personaj răutăcios, așa că își dă repede seama că Ahmed este tipul rău, care lucrează pentru extremiști. Apoi îi împușcă pe oamenii lui Ahmed înainte de a fi împușcat de șeful însuși. Profitând de această ușoară distragere a atenției, Rem îl înjunghe pe Ahmed pe la spate, ucigându-le în cele din urmă. Chiar atunci, un grup de ofițeri FBI sosesc la fața locului și arestează pe oamenii rămași ai lui Ahmed. Deoarece Simon activase programul implicit cu câteva momente înainte de a muri, toate buclele de timp încep să se îmbine într-una singură, făcând ca diferite versiuni ale personajelor să dispară în aer. Astfel, Rem din cronologia anterioară dispare și el, în timp ce versiunea originală este eliberată din depozit, unde a fost păstrat inițial. În cele din urmă, toți oamenii de știință din această cronologie supraviețuiesc. Filmul trece apoi la 3 luni mai târziu. Oamenii de știință plănuiesc să salveze familia lui Brent de la tragicul accident de mașină. Rem se pregătește să călătorească în timp cu un semn rutier pe care scrie STOP, în speranța că poate salva familia. Din fericire, planul funcționează, iar el îl salvează pe Brent și familia lui de la moartea lor prematură. Filmul se termină când Brent este uimit și se gândește dacă Dumnezeu i-a ajutat să înșele moartea. Mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut lăsați un like și abonați-vă!